Bine ați revenit la Constanța TV, între alb și negru sunt Emil Tatu. Nu știu dacă ați auzit de multe lucruri pe care avocații să le facă fără să primească bani. Sunt cel puțin două emisiuni la Constanța TV, asta a fost gluma, și proiecte de educație juridică în școlile din Constanța și din toată țara. După generic aflați despre ce e vorba și cine este invitata mea de astăzi. Fii avocat în școala ta. Este un proiect despre care spun cu mândrie și cu onoare că este și al meu pentru că fac parte din el, dar astăzi vreau să vedem, să aflați toți despre ce e vorba, pentru că e un proiect atât de frumos și care aduce multă bucurie în școlile din Constanța și din toată țara, încât am crezut că merită să aflăm și lucruri bune care se întâmplă în Constanța. Mai luăm o pauză de la politicieni, politică, administrație, ne întoarcem săptămâna viitoare să mai devorăm ceva din, din zona respectivă, numai că astăzi vorbim despre fi avocat în școala ta și invitat la Constanța TV pe Canapeaua Verde este Teodora Calipetre, consilier UNEBR, adică Uniunea Națională a Barorilor din România și consilier al Barorului Constanța, coordonator al proiectului în cadrul Barorului Constanța. Bine venit, Teodora, la Constanța TV! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație! Hai să vorbim liniștit, relaxat despre ce înseamnă proiectul ăsta, fie avocat în școala ta. Și aici eu am o curiozitate. Eu când am fost în ore la, la, Carol, la Mircea și la Liceul Tehnologic Gheorghe Duca, le-am spus copiilor, nu știu, așa am gândit eu, că acest mesaj, fie avocat, pentru că e un îndemn, li se adresează și lor și ne, ni se adresează și nouă ca avocați. Care e în sensul din spatele, fie avocat în școala ta? proiectul a fost intitulat așa exact gândindu-ne la cele două sensuri pentru că ne dorim să fie și un imbolt pentru copii fi avocat nu înseamnă să dea la drept și să termine uh, uh, dreptul urmând apoi uh, să devină avocat. Deși nu ne-ar plăcea să, să se întâmple și... asta. Deși ne-ar plăcea să se întâmple asta, dar nu ăsta este scopul principal uh, al proiectului. Important este ca ei să-și cunoască drepturile să-și cunoască și să-și înțeleagă drepturile și obligațiile, astfel încât să devină adulți responsabili. Și este și pentru noi, dacă vrei, un al doilea sens, cel în care, uite, majoritatea dintre noi ne-am dus și în școlile pe care le-am terminat la Eu n-am apucat din Constanța. punctul ăsta de vedere pentru că eu am terminat liceul în Mangalia. Și dacă din ajungem toamnă. în toamnă în Mangalia, chiar vreau să ajung în liceul Calatis, să vorbesc acolo cu Și este copii. este și o mândrie și o emoție suplimentară când mergi în, în liceul pe care l-ai absolvit și le poți vorbi colegilor care te privesc din copiilor care te privesc din, din băncile în care și tu ai stat odată. Hai să dăm și informația și după aceea mai discutăm despre bucuria și emoția pe care și eu mărturisesc că le-am trăit deși poate nu pare, sunt așa un mascul am trăit și eu emoție și bucurie um, Fii avocat în școala ta. De unde a pornit? Ce e proiectul ăsta? Ce facem cu el? Proiectul este partea unei campanii de responsabilitate socială inițiate de UNBR, de Uniunea Națională a Barourilor din România. La începutul acestui an -a, a fost creat Departamentul pentru Educație Juridică din cadrul UNBR. Constanța este norocoasă din punctul ăsta de vedere pentru că noi avem în departament doi reprezentanți, eu okay. și Cătălin Filișan, decanul Baroului. Și pe această cale chiar aș vrea să-i mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a arătat-o, numindu-mă coordonator al proiectului la nivelul Baroului Constanța. Suntem o echipă frumoasă, colegii noștri sunt niște oameni minunați, ne-am mobilizat exemplar, zic eu, și, și -am... rapid. Și rapid, și am reușit să începem, efectiv, să intrăm în școli, începând cu 21 martie. Și am parcurs deja prima temă. O să vorbim că sunt 5 module, module. cu totul, dar prima temă a fost parcursă deja în toate cele 129 de, de clase din cele 11 școli. 129 de clase din 1 din, din 11 școli. Școli, licee înseamnă... și colegii. Exact, asta înseamnă că avem atinși în momentul ăsta. Și când spun atinși, mă refer la. Această atingere a informației pe care noi, avocații, o ducem acolo, peste 3500 de elevi. Da. Eu am primit foarte multe opinii și felicitări. Sunt sigur că, mai ales tu, ai primit un feedback foarte, foarte bun de la, de la profesori și de la, chiar și de la colegii noștri avocați. Reacțiile au fost fabuloase și ne-au ne întrecut așteptările, exact, atât din partea inspectoratului, pentru că este evident un proiect desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța, și din partea inspectoratului, și din partea conducerii școlilor, diriginții fiecarei clase implicate în proiect, părinții ne-au sunat părinți ai căror copii au fost în uh, clasele, în care clasele fost uh, da, unde am ajuns și uh, ne-au felicitat, copiii au fost încântați, uh, la fel și... Uh, că asta, lor. Crezi că asta are legătură și cu faptul că noi, de fapt, nu avem experiență, sau mare parte din noi, din cei care suntem implicați în proiectul ăsta, nu avem experiență pedagogică și în învățământ? Da, uh, Proiectul așa a fost gândit, să fie un proiect de educație juridică non-formală. De asta ne și ducem la orele de dirigenție elevii trebuie să fie relaxați și să înțeleagă faptul că nu suntem acolo nici să le dăm definiții, nici să le punem note sau să-i ascultăm. Totul se desfășoară interactiv, într-un, așa ne nouă, într-un cadru deschis și flexibil. Uh, cadrul deschis e, și flexibil înseamnă că nu avem înseamnă, un formalism în, în tot ce înseamnă prezentarea exact. pe care le-o facem lor acolo, e o discuție oricum, mai degrabă liberă oricum din ce am vorbit cu toți colegii implicați, nu au fost două ore la fel reacțiile copiilor sunt diferite și uh, parcurgi uh, temele pe care le ai de parcurs și în funcție de reacțiile lor și de uh, întrebările lor, copiii sunt foarte curioși și își doresc foarte mult să știe copiii Constanții, da, într-adevăr sunt foarte curioși și, este, și foarte deschiși au fost să te întrebe la sfârșit, dacă când mai veniți? Dar nu puteți să veniți și săptămâna viitoare? Pentru că proiectul este conceput să se deruleze din două în două săptămâni până la finalul acestui an școlar, faza asta de proiect pilot și ne, -au, ne întrebau dar nu puteți să veniți și săptămâna viitoare S au fost peste clase două, la care săptămâni. nu să stăm și peste ora la care exact. trebuia să fim De reacția copiilor este bă, absolut bă, fantastică pentru noi și ne dă energie și încredere să bă, continuăm să dezvoltăm proiectul Discutăm și despre dezvoltarea proiectului puțin mai târziu, că mi-am făcut, acum sunt organizat, față de începutul emisiunii Este, am și un plan de emisiune. În planul meu de emisiune spuneam că trebuia să vorbim undeva în momentul ăsta despre toate modulele astea pe care o să le prezentăm noi copiilor, adică să spunem și celor care ne urmăresc, părinților, de fapt, că nu cred că o să uite copiii sau poate cine știe. O să ajungă și pe la copiii dumneavoastră emisiunea asta. Um, ce? Ok, prima temă a fost despre? Prima temă a fost una introductivă. Despre organizarea judiciară și rolul profesiilor juridice. Practic, a fost o temă care ne-a permis nouă să-i familiarizăm cu noțiunile de bază: ce sunt instanțele, care sunt profesioniștii dreptului, care sunt drepturile și obligațiile lor referitoare la accesul la justiție. Um, am vorbit despre sălile de judecată la propriu, despre cum sunt așezate exact, mesele, despre, despre participanții cum participanții la proces. Cum stai într o sală de judecată în funcție de calitatea pe care o ai acolo, că ești reclamant, că ești părât, că ești avocat, că ești procuror eventual. Um, bun, primul modul a fost un introductiv. Acolo am da. vorbit cu ei liber despre și ne-am introdus noi în primul rând în relația cu ei. Pentru că noi o să ne păstrăm și de principiu orele și clasele la care ajungem, astfel încât să putem să relaționăm cu ei pe termen lung și să avem la final un feedback destul de coerent cu ce am făcut acolo. Asta am făcut în primul modul. Le-am spus ce înseamnă judecătorii, le-am spus ce înseamnă tribunale. Apropo de tribunale, scuză-mă Teodora, aseară pe pagina, pe profilul meu de Facebook am pus o întrebare. Și întrebarea a fost așa. De ce sunt 42 de tribunale. Pentru că noi dăm informația asta copiilor și le-am pus copiilor la fiecare oră la care am fost. Întrebarea asta în zona de interactivitate, de ce credeți voi copii că sunt 42 de tribunale? Dăm te rog tu, Teodora răspunsul corect la întrebarea de ce sunt 42 de tribunale? Sunt 42 de tribunale plus tribunalele specializate. Sunt 42 de tribunale pentru că sunt uh, uh, așa au fost concepute, că având un tribunal în fiecare uh, reședință de județ și Municipiul București. Deci, da? răspunsul corect răspunsul este într-adevăr sunt, pentru că mulți dintre voi ați spus nu, sunt 42, numără Bob cu Bob și tribunalele specializate și tribunalele militare. Informația brută, simplă, pentru copiii de la clasa 7 -a până la clasa 11 a fost că sunt 42 de tribunale. Știi că aici a fost puțin îngrijorător. Răspunsul venit de la copii n-a fost ăsta. Am spus că sunt 42 pentru că sunt 42 de județe. Acum nu știu dacă din cauza emoției sau din alte motive, unii dintre ei au crezut că avem într-adevăr în România 42 de județe. Și de aici iese și măsura nevoii de, de educație, inclusiv juridică, pe care o facem. Pentru că am zis că tragem la sorți uh, tricoul emisiunii, pentru că ne-am creat o tradiție și tricoul de data asta e unul care are legătură cu proiectul ăsta. Sper că se vede bine. Fast, pe scurt, fie avocat în școala ta. Merge la doamna Daniela Ela Ghițoi, care a și răspuns corect că sunt 42 în uh, municipiile reședință de județ și în municipiul București. Asta a fost un capac de pix care a ajuns pe jos. Nu nicio problemă, ne descurcăm, mergem mai departe cât se poate de natural. Ce facem în modulul 2? În modulul 2, care este sub denumirea Libertatea mea se termină unde începe libertatea ta, vorbim despre asta, despre drepturi și libertăți. Copiii trebuie să-și cunoască Limite. drepturile, dar și limitele și vorbim. În primul rând, poate despre bullying. Despre bullying, care, dincolo de uh, a fi un fenomen social, este, uh, poate avea și uh, semnificații pe plan uh, juridic, civil sau penal și atunci ei trebuie să știe și nu cunosc aceste, aceste lucruri trebuie să știe că fiecare faptă din cele repetate care constituie bullying-ul ca fenomen ca fenomen social poate reprezenta infracțiune și le poate atrage răspunderea patrimonială sau chiar penală și e asta <coughs> în România ce puțin o noțiune relativ nouă în generația noastră bullying-ul nu a existat. La nivel de vârstă școlară nu exista bullying ca noțiune. Că existau hârjonelile specifice adolescenților, că existau inclusiv jignirile, Bine, nu aveam atarețele sociale din astfel încât să avem fapte extreme de bullying de genul ăsta. E asta o adaptare la nevoile din momentul ăsta sau e bullying și fenomenul ăsta foarte dezvoltat astfel încât trebuie să punem și noi umărul să, să descurajăm bullying-ul? Tema este una de maxim interes. Când am anunțat și la inspectorat, și în școli, toate cele cinci teme, pe tema de bullying, au fost cel mai interesați pentru că au spus că este un fenomen cu care chiar se confruntă, și ar fi foarte bine, în scop preventiv, să știe elevii. Care sunt riscurile la care se expun? Pentru că trebuie făcută diferența. Evident, nu tot ce se face în școală reprezintă bullying și nu tot din ce este bullying reprezintă infracțiune. Dar trebuie să învețe diferența dintre joacă, dintre o faptă rea și o infracțiune. Ceea ce și asta vom un face. Și asta vom, vom face noi. Le vom arăta diferențele, le vom spune care sunt uh, riscurile la care se expun și, bineînțeles, trebuie să știe, inclusiv cei ce se pot trezi în postura de victimă, să știe care le sunt drepturile și cum se pot apăra. Pentru în primul că... rând că se pot apăra. În primul rând că, rând că se mare pot problema apăra. Marea problemă a victimelor bullying este exact asta, că nu știu că există apărare și pentru da. bullying. Abordăm bullying pentru că o să fie întrebări în mod sigur. Abordăm bullying și din punct de vedere al fenomenului psihologic, a efectele psihologice ale bullying sau nu ne mergem în zona aia și rămânem doar în zona juridică? Tangențial. Informațiile oricum trebuie prezentate într-un mod interdependent. Dar despre bullying ca fenomen social s-a tot vorbit și se vorbește și există campanii din punct de vedere Psihologic, campanii la nivel de țară, în școli, copiii au informații din acest punct de vedere, mai puțin informația juridică. juridică. Și aici venim noi să umplem acest gol, pentru că este important. Facem, de fapt, o acțiune de prevenire. Acțiune de prevenire prin conștientizarea ca consecințelor, a ce consecințe au acțiunile lor. Bun, asta o să fie modulul 2. Se întâmplă de săptămâna viitoare. Începând de luni, da. Venim înapoi în școlile din Constanța pentru tema cu bullying de lunea viitoare. Ce se întâmplă în modulul 3? Următoarele trei module. Nu sunt... te simți ca la un extemporal, eu am, eu am în față tema. Uite, eu vorbesc cu entuziasm. Fac cu un oficiu de... perfect, exact la fel de entuziasmat sunt și eu cu privire proiect. la proiectul asta. Ficul cool, fără să fii penal infracțiuni de violență și care vizează patrimoniul. Eu nu sunt joc celui care nu știe despre ce e vorba, că suntem implicați în proiectul asta. Următoarele trei teme, după cea introductivă și cea cu Bullying, următoarele trei teme sunt toate grupate sub titulatura Ficul cool, fără să fii penal pentru că vorbim despre infracțiuni și le luăm pe rând, vorbim despre, despre infracțiunile care se întâlnesc în școli și atunci este important iarăși să știm să știm de ele, să știm că sunt infracțiuni și care sunt riscurile și cum ne putem apăra. Despre infracțiunile de violență, despre infracțiunile legate de patrimoniu, infracțiunile Adică ne referim la furturi, tâlhării, la tâlhării, distrugeri da. la violențe de tot felul, loviri și alte violențe, vătămare corporală până la omor. Apoi vorbim despre infracțiunile legate de viața sexuală și traficul de droguri. Aici o să te opresc puțin și o să vreau să te întreb, pentru că vreau să știe părinții care se uită la noi despre infracțiunile, că o să vorbim despre infracțiunile cu privire la viața sexuală cu copiii lor. E, va fi prezentarea noastră în școală Referitoare la infracțiunile astea una care să conține elemente de educație sexuală sau este doar educație juridică și atât? Pentru că ăsta a fost un subiect destul de, destul de controversat în România atunci când s-a încercat introducerea educației sexuale în școli. Vreau să liniștim cumva părinții care nu sunt de acord cu cu astfel de, de educație. Nu este rolul nostru, cred, să facem educație sexuală așa cum a fost ea gândită ca uh, materie. Uh, însă este evident că vom atinge asemenea noțiuni și trebuie să fim uh, pregătiți să răspundem întrebărilor copiilor dacă ele vor veni. Adică eu să nu ne ascundem totuși... după deget și să spunem că ele nu există, pentru că în școlile din România există, inclusiv da, infracțiuni. Nu am vorbit de uh, grupul țintă. Uh, noi mergem în această uh, fază a proiectului la elevii de clasele a 7, a 9, a 10 și a 11. Și eu cred că deja la nivelul uh, acesta ei au aceste minime noțiuni de uh, educație sexuală. De la în de la 14 ani în sus. Și atunci cred că bă, relaționarea va fi mai ușoară și mai naturală din punctul ăsta ei, de vedere. Apoi despre droguri. Vom discuta despre infracțiune, despre legate, infracțiune de legate de droguri. Iar și un fenomen în continuă creștere în momentul ăsta în România, mai ales în rândul da, da, adolescenților. Și extrem de prezent și cu efecte uh, devastatoare. Și atunci este important uh, să le spunem, pentru că ei nu știu inclusiv faptul că uh, se pot trezi uh, infractori din fapte pe care nu le percep ca fiind Care sunt acceptate în grupul lor social, exemplu în gașcă, în club, în discotecă, se fumează, nu știu, marihuana, de exemplu, îi consideră că e acceptată social, fără să știe că asta de fapt o infracțiune. Chiar și mai puțin de atât. Dacă organizezi la tine acasă o petrecere și acolo se trafică droguri, în momentul în care ai găzduit o astfel de petrecere, răspunzi, răspuns, pentru că ești complice. Da. Și asta trebuie să știe, pentru că nu, nu este ceva neapărat la îndemână. De, Ca să pot să prevăd consecințele faptelor mele, trebuie să le știu exact. mai întâi. Și atunci, dacă... Oricum, oricum copiii sunt de mici învățați. Asta e bine, asta nu e bine. Trebuie să faci asta, nu trebuie să faci... Altceva și uh, ei au nevoie să înțeleagă de ce trebuie, de ce nu trebuie uh, și care sunt uh, consecințele. Venim într-un distingă... fel să completăm rolul părinților. Exact. Copiii înțele și... Părinții înțeleg să stabilească niște reguli. Noi venim să explicăm copiilor ăstora de ce e nevoie să și... respecte regulile. Și diferența dintre normele sociale și normele juridice, pentru că, uh, evident, consecințele sunt diferite. Și asta ăsta este uh, rolul nostru în acest proiect. Pe final o să fie, în ultimul modul, infracțiunile informatice. Infracțiunile informatice. Iarăși a fost foarte interesant când la o clasă de mate info de a 10-a. Le am spus prezentându-le temele viitoare, le am spus că e posibil ca unii dintre ei chiar să fi săvârșit deja infracțiuni informatice. Fapte penale legate de acest aspect, pentru că inclusiv intrarea în spargerea sistemului informatic al școlii, accesarea catalogului virtual, de exemplu, Fără ca de. să motivăm o absență sau să-i punem un patru colegului că e cool reprezintă infracțiuni și se pedepsesc și sunt fapte care s-au întâmplat la nivelul, inclusiv la nivelul județului nostru și sunt pedepsite deja de, de lege. Asta era și un element despre care copiii pe care și eu am vizitat nu au foarte multe cunoștințe. Momentul la care ei încep să răspundă penal, pentru că noi am vizitat acum copii care sunt între 14 și 18 ani. Cei mai mici, eu am vizitat, la clasa 7 eu n-am ajuns. Eu am ajuns la clasa a 9, inclusiv clasa a 9 nu știau că ei la momentul ăla răspund penal. E e da. copleșitor câtă nevoie de informație au copiii ăștia. În orice mediu, că vorbim de liceele de top din Constanța, așa numite de top, că vorbim de liceele care sunt considerate ca nefiind de top, pentru că nu vreau să-mi exprim altfel. Copiii toți au nevoie de educație juridică. Tinerii sunt la fel peste tot și au nevoie de informație de orice fel, iar educația juridică este una din materiile, să spunem, de bază pentru formarea ca adulți responsabili. Asta este credința mea și pentru asta suntem în proiectul, în proiectul acesta. Toți cei 31? am ținut bine minte? 34 de avocați suntem în momentul ăsta. La final o să vă citesc toate numele avocaților, în afară de cei care au dorit să rămână anonimi, pentru că e important să știți și numele celor care sunt alături de, de copiii dumneavoastră. Este echipa inițială, deja avem solicitări să ne extindem echipa, o vom face din toamnă cu siguranță când ne gândim să dezvoltăm și proiectul. Dacă reacțiile vor fi în continuare la fel de bune ca după prima temă. Care a fost cea mai grea întrebare pe care ai primit-o de la un copil la clasa asta? Uh, au fost copiii sunt fantastici. Am avut surprize, inclusiv de la un elev de clasa șaptea, care a care m-a întrebat de cazier. Doamna, dar cât timp rămâne după ce, ai făcut -o, după ce ai făcut o faptă penală, cât timp rămâne acolo să se știe că ai făcut-o? Asta este, de fapt, cazierul, un copil, cazierul, de, clasa un care copil de clasa șaptea, da. Și uh, sunt multe întrebări și încercăm să uh, răspundem tuturor întrebărilor uh, lor. Este. Uh, dar pentru noi e, e, frumos, e, un, e un lucru bun că primim întrebarea, Înseamnă că da, că sunt atenți, că să, sunt informați. Să, să, să ne întrebe, astfel încât să se simtă ei uh, informați. Pentru mine un moment emoțional la fiecare dintre clase a fost atunci când și știu că mulți dintre colegii noștri care au făcut orele astea, dacă nu chiar toți, um, au îmbrăcat copiii cu propriile robe. Uh, pentru că eu unul țin la roba mea, le-am prezentat și lor momentul ăla în care unul din ei s-a îmbrăcat cu o robă, de principiu a fost cel care a spus că eventual vrea să urmeze o carieră în drept, nu neapărat ca avocat, dar momentul ăla în care le spui că o robă care e mai în vârstă decât ei și care probabil va rămâne cu mine până la finalul carierei, e, e acolo, cu ei și prezentarea istoriei Da, ei au fost robelor. emoționați când Foarte au îmbrăcat emoționați. roba, au vrut să-și să -și facă poze, este parte din modalitatea asta deschisă și uh, apropiată de ei. Eu am învățat, învățat am învățat, de, la, de la fică mea inclusiv cuvinte care să, mă ducă mai aproape de, care să mă ducă mai aproape de copii și am învățat ce înseamnă cringe, Știți ce e aia, cringe? Nu știți, eu știu ce înseamnă cringe. Știți ce înseamnă cringe, Știi, Teodora? Ce înseamnă Ai învățat cringe. și am tu ce înseamnă eu cringe? OK, deci ne-am adus, ne-am dus aproape cu, cu limbajul. Am învățat ce înseamnă Fortnite, am învățat toate noțiunile astea de clasa de copii, de clasă de a 9 și a 10-a ca să ne apropiem de ei. Facem eforturi, încercăm să venim lângă copii. Mi s-a întâmplat să mă oprească un părinte pe stradă împreună cu fetița și să-mi spună: "Vă mulțumim că ați ajuns la ora copiilor, pentru că toate astea ne aduc bucurie, asta ne, da. ne încântă Și ieri, de exemplu, mi s-a întâmplat să mă duc la un liceu, la liceul tehnologic Gheorghe Duca și recunosc cu rușine și cu jenă, m-am dus cu prejudecăți acolo. Am cunoscut unul dintre cei mai calzi și mai implicați copii din, din cei pe care am cunoscut eu în proiectul ăsta, o clasă plină de băieți. Te salut Mario, nu uitam momentul despre care ți-am spus ieri, nu știu dacă te uiți de emisiunea asta, dar Mario, Mario e un băiat care mi-a rămas mi-a rămas așa un pic la suflet. El chiar a simțit cu multă emoție în momentul la îmbrăcării robei. Am cunoscut, este surprinzător. Este surprinzător ce se întâmplă în copiii ăștia minunatei Constanței atunci când primesc informația asta de la noi. Cum facem să ducem mai departe proiectul ăsta? Pentru că e clar că, cel puțin după primul modul, el va avea succes. Noi vom avea o relație toți bună cu copiii ăștia. Ce facem mai departe? Ne oprim aici? Nu, intenția este să dezvoltăm proiectul în mai multe direcții. Vrem să ajungem din toamnă și în școlile din celelalte orașe și din comunele din Inclusive județ. Inclusiv în mediul rural. Inclusiv în mediul rural. Ne dorim să ajungem în cât mai multe școli. De aceea, partea asta de proiect pilot care se derulează până la finalul acestui an școlar ne învață și ne dă feedback-ul necesar astfel încât să optimizăm proiectul și din toamnă să-l putem replica în cât mai multe, în cât mai multe școli. Avem deja o listă de uh, școli solicitante care și-au dorit foarte mult să intre în proiect. N-am putut de la început să acoperim tot. Uh, n Pentru că pur și simplu nu eram suficienți. Pentru că nici nu știam cum. Da, nu eram, eram suficienți, nici nu știam cum va merge, și am preferat să uh, ne limităm pentru partea asta de, de proiect pilot, astfel încât să iasă cât mai bine după aceea dar dincolo de uh, extinderea la alte școli am vrea să uh, organizăm și uh, procese simulate, concursuri de uh, dezbateri, uh, vizite în instituțiile din sistemul judiciar, în penitenciare, la poliții în instanțe. Uh, astfel încât uh, copiii Se facem pe toți turnezi la drept. Nu, nu chiar e, pe toți. Da, Stați liniștiți, este... nu să fie toți copiii dumneavoastră studenți la drept, dar măcar o mare parte dintre ei o să fie. Impactul da. pentru, pentru copii atunci când intră, spre exemplu, într-un penitenciar este puternic și este uh, e important, zic eu. E o metodă preventivă pentru comportament infracțional, cred că mai bună decât oricare alta. Exact. Să viziteze un penitenciar. Mie mi s-a întâmplat asta abia în facultate să vizitez un penitenciar. Poate dacă aș fi făcut-o mai devreme. Aș fi știut mai, mai, mai din timp consecințele unor astfel de acțiuni. concursul de dezbateri, spuneai tu, și eventual vizite în penitenciare. Concursurile de dezbateri. Știu că în liceele din Constanța există la un moment cluburi făcut, de dezbateri. Da, și s-au mai organizat concursuri de dezbateri, inclusiv pe teme juridice. Este una din direcțiile de dezvoltare pe care ne -o dorim și noi. Deci, Barou Constanța și Umibereu s-au gândit să ne înhame serios la muncă. La muncă, În mod voluntar la muncă și voluntară, voluntară da? și neremunerată, ce oficial ne exprimăm. Ne plătiți, doamnelor și domnilor, pentru că ne place și pentru că vrem să facem asta. Deci, avem multă muncă voluntară și neremunerată, cum spui tu, din toamnă. Da. Ne dorim să reușim să facem cât mai multe asemenea activități. Inclusiv, am vrea să organizăm și module pentru profesori, pentru că ne au fost. Ce so cu ne -au fost solicitate. Informații. Similare din punct de vedere bă, juridic care sunt drepturile și obligațiile atât între bă, profesori cât și în relația cu elevii și mai ales cu părinții. Pentru Asta înseamnă că, că, că ne ducem pe trei paliere acolo, relații de muncă, relații de subordonare, relații de... Dacă există, da, într-adevăr, mai ales în ultimul există timp, o implicarea... O de implicarea părinților juridică. în viața școlilor. E din ce în ce mai mare și nu spun neapărat că este e un lucru bun. Exact. Părinții sunt câteodată prea implicați în viața școlilor și e bine câteodată ca școlile să profesorii știe. profesorii simt da. nevoia să știe ce pot face, până unde, unde se poate merge. Până unde exact. pot să vii între părinții La cu bocancii în viața lor de profesori, că sunt și ei profesori și au și ei drepturi. Eu țin apărarea cumva profesorilor, că l-am petat, are 40 de ani profesor. Um. Vedeți aici pe ecran, nu știu dacă avem, avem cadrul general, avem cadrul general. Pe ecran am pus câteva fotografii de la colegi, primite de la colegii noștri din școlile din Constanța. În toate școlile am optat pentru camere, pentru clase cu proiector. Pentru că avem, uite aici ești tu, cu colegul nostru Ovidiu Sfircea. Doamna avocat Ana Maria Comșa cu domnul avocat Gabriel Grigore. Eu cu doamna avocat Mirela Doicescu. Aici suntem la Colegiul Carol în Anfiteatru. Aici sunt eu la liceul Mircea, le-am scris și pe tablă Diez Fast. I-am întrebat ce înseamnă Diez Fast. Repede, nu, fii avocat în școala ta. Cât timp se derulează, vreau să vă citesc, vreau să vă citesc numele astea pentru că e foarte important pentru mine să știți exact cine sunt avocații care merg în, în clasele copiilor dumneavoastră. Avem așa, Ali Salbu, Mirela Amariei, Georgiana Bănuță, Tony Bobe, Izabela Bucur, Mădălina Bucureșteanu, Teodora Calipetre aici de față, Leonard Ciocovianu, Ana Maria Comșa, care este vicepreședinte al Fundației Europrof din cadrul Barului Constanța, care sprijină împreună cu Barul Constanța și UNBR proiectul ăsta. Da, și mulțumim foarte mult pentru sprijin. Cu ajutorul Fundației Europrofa Baroului am reușit să tipărim în timp record pliante și afișe pentru proiectul nostru, astfel încât să... Toată lumea a pus umărul astfel încerte. încât copiii Constanței să afle informațiile astea. Lasă-mă să termin lista asta pentru că nu... -o, o să repet numele. Georgiana Covrig, Alina Cristian, Mirela Doicescu, Rodica Dragomir, Laura Enică, domnul Dan Frangeti, Mirabela Gădoiu, Gabriel Grigore, Andreea Ilincuța, Patrick Lazar, Libu Iuliana, Marin Marilena, Andreea Nedelcu, Niță David, Cristina Pavel, Popa Monica, Ovidiu Sfircea, Tița Bătrânul Cristina, subsemnatul, aproape ultimul pe listă, Nicolae Vlahu și domnul prodecan Gelu Vulpoiu. Trebuie să spunem despre Fundația Europrof, odată cu Ana Maria Comșa, este președinte și uh, colega noastră. Președinte este Marilena Marin. Mulțumim foarte mult pentru sprijinul acordat. Este, uh, implicarea lor a fost uh, importantă pentru noi și ne-a ajutat să derulăm proiectul de la început în cele mai bune condiții. Teodora, îți mulțumesc pentru prezența la Constanța TV. Știu nu că ai avut emoții eu. să te afli astăzi aici. Sper că te-ai relaxat măcar până la final. Dacă discutăm cu final, emoție da. și bucurie despre ce s-a întâmplat în proiectul ăsta. Ne mai întâlnim o dată, promit, la finalul celor cinci să prime dragi. module, să vedem, tragem o linie, să vedem ce s-a mai întâmplat. Ce le urăm copiilor Constanței care ne așteaptă? Ce le spunem? Să fie la fel de curioși și să și pregătească întrebările pentru că venim și noi dornici să le răspundem. Încă o dată îți mulțumesc, Teodora, mulțumesc și, și adresăm mulțumiri și colegilor noștri, tuturor care sunt implicați în proiectul ăsta și tuturor celor care ne-au sprijinit în proiectul ăsta. Și dumneavoastră, dacă ați rămas până la final, într-o ediție cumva mai calmă, liniștită și cu bucurie a emisiunii Între alb și Negru, până data viitoare, atât cât se poate Între alb și Negru, să încercăm să readucem puțin echilibru. Ne revedem săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!